Merge! Dragii mei mafioți și amețite, mi s-a adus la cunoștință că în următoarea perioadă o să fim vizitați de un moș. Crăciun îmbrăcat în roșu. Deci, practic, fătălău, fătălău. La fetițe cu minți să aducă cadouri. Deci, practic, prințese. Deci, un moș aduce cadouri la prințese. Adică amețite. Mă amețite. Voi astea dăvădați prințese după ce mâncați fasole cu ciolan de sărbător. Deci fasolea cu ciolan intră în corp. Prințesa a murit. Voi după ce mâncați fasole cu ciolan de sărbător, voi încă mai așteptați, mă, să vină un moș să vă aducă cadouri? Păi știi cum e asta, mă? Bă, voi ați văzut-o pe Monica, care să-l aștepte pe moș Irinel să-i aducă cadouri după ce a mâncat fasole cu ciolan, mă? Bun. Hai să vedem cine este acel moș Crăciun. Hai să vedem ținuta. Stau bine cu picioarele? Deci avem un bătrân de 5, 6, 7, 2000 de ani în colanței roșii. Deci practic fătălu. Cu parpalac roșu. Cu blăniță. Obrăjor de fetișcală și păruț pe fățuc. Bă, ăsta nu e moș Crăciun. Ăsta e moș Martin. Fătălău. Păi bă, cine aduce mă cadouri prin colanței? Colanței roșii nu se poartă niciodată pe moș. Nu vrem să îți vedem globulețele roșii de Crăciun prin el. Păi mă, ce ești tu? Tu ești bărbat. Tu ești bărbat, mă, ești un marțapul. Fătălu. Păi bă, tu l-ai văzut vreodată pe Gigi când aduce cadouri la FCSB? Să vină în colanței, bă? Ce mai avem? Avem un moț pe frunte. Bă, moțul nu se poartă niciodată pe frunte. Dar ce ești tu? Bebeluș la tăiere de moț sau ce ești? Păi mă, dacă te numești bărbat adevărat și nu ești fătălău, moțul se poartă cel mult ca servitor? Ca în lăpușneam, bă. Dacă nu, ești prințesă. Bă, mai avem un sac, sacul cel mai când a văzut mâna. Bă, moșule, sacul nu se poartă niciodată gol. Terminați-vă și termină cu nudismul la săculeț. Păi bă, moșule, vii noaptea, îmbrăcat în holanței ca un fătălău. Prințesele te așteaptă. Vrei să-ți dai drumul pe hor la copii în casă și după aia să mănânci lapte cu biscuiți, tu având burdihanul la mare, și vrei să-l capi înapoi pe hor. Păi bă, tu ai văzut vreodată un mafiot de la PSD îmbrăcat în roșu când împarte cadouri la babe, ulei și zahăr, să vină cu săculețul, mă? Ăla vine cu tirul, mă. Ăla poate. Ăla poate, mă. Păi bă, tu crezi că ăla vine pentru biscuiți și lăptic, mă? Ăla vine pentru voturi și bani, mă. Ăla-i mafiot, nu tu.